În primul rând, nu vorbesc de joc, vreau să vorbesc de atmosfera pe care acești copii minunați au creat-o. Deci incredibil. Deci, ok, înțeleg, au venit, dar au venit și au strigat din primul minut. Ce din primul minut? Cred că erau cu o oră înainte, ei tot strigau. Cred că și acum tot strigă și pe drum ei tot îți la meci. Deci felicitări și la cei care au organizat, că n-a fost ușor. Mă mulțumesc că sunt fericit că am reușit să-i facem fericiți pe cei de acasă care au stat în fața televizorului, pe acești copii minunați care meritau, chiar dacă noi a doua repriză am suferit. Așa, la joc, o repriză, prima repriză bună, am controlat jocul, am reușit să înscrie, ne-am creat și alte ocazii, au avut Bara, care a fost o ezitare pe zona centrală, dar în rest eu cred că prima repriză a fost bună pentru noi. Nu e ușor cu o echipă care de când a venit Andone joacă, deci o echipă care nu se apără, o echipă care chiar practică un joc frumos. Repriza a doua au încercat să ne surprindă, mă bucur că apărarea, în primul rând, cei doi fundași centrali plus portarul, care a avut o intervenție de excepție acolo, au făcut ca cele trei puncte să rămână la noi. Ați mai avut dubii că mai rămâneți, nu mai rămâneți, când vedeți acești copii și... Ce să nu rămâi? Eu chiar spuneam la primul interviu care l-am dat, sunt fericit și onorat că antrenez această echipă, care... Vedeți, vibrează de la copii de 6 ani, 7 ani, am văzut până la 14 ani, au putut să aibă comportamentul care l-au avut și sunt exemplu și pentru alții care în loc să încurajeze echipa, vorbesc cum vorbesc și se comportă cum se comportă. Această echipă s-a format greu, dar am avut sprijin și de la suporte și din partea conducerii și cu răbdare am reușit să ne impunem. Sigur că mi-aș dori mai mult, dar trebuie să înțelegeți că și cei cu care jucăm, mai ales în play-out, acum nu mai e să calculez, să filozofez că ce facem. Sunt trei puncte în joc, fiecare contează, nu mai meci retur. Câteodată mai și riscăm, dar eu așa de punct de vedere, ca joc, a fost foarte bine astăzi. Și felicit jucătorii, le-am dat o zi liberă cu toate, că mâine avem antrenament, merită. Sunt un argument acești copii pentru comisia de recurs? Când văd aceste imagini, poate se gândesc deci, la Arad e altceva? Aradul, aici e altceva, clar. Deci, UTA trăiește, Aradul trăiește prin fotbal și ar fi păcat. Deci ar fi păcat pedepsele care s-au dat, eu știu, sunt destul de severe. Uitați ce spectacol, ce atmosferă e. Ok, ne-ai amendat, rămâneți cu amenda dacă ați vrut asta, dar lăsați oamenii să vină la fotbal, pentru că aici, la Arad, într-adevăr, există fair play, sunt oameni care pun suflet aici, toată lumea așteaptă să vină ziua de meci și ar fi păcat să nu-l lăsăm. Adică să judecăm și un pic rațional, da? Să nu fim așa răutăcioși, destul că ne-au dat cea mai mare amendă, cred că, de când s-a înființat fotbalul ăsta. Iar dacă nu, ce să facem acum? Avem 5.000 de copii, adăugăm încă 5.000 de femei, deci noi o să facem petiție să lase să vină și doamnele cu copii și eu sunt sigur că stadionul va fi primul la meciul următor cu Sibiu. Uf, după aia nu e bine, că la mine, cum zic ceva, cum mai bine tac. Nu știu de ce s-a amânat, adică când ai luat o decizie drastică, ai luat-o repede și acum stai să te gândești, să... Nu știu, poate au vrut ca și UTA să joace un meci fără suporteri. Părerea mea, haide să tot vorbim, să aducem oameni la fotbal, suporteri la fotbal, să aducem sponsori, să aducem oameni pe lângă echipe. E greu să-i aduci așa. Dacă pentru, eu știu, 10-12 inși, tu dai suspendare 4 etape. Deci să sufere un oraș întreg, să sufere fotbalul, că ăsta e spectacol. Spectacolul fără suporteri nu există. Uitați-vă, în Anglia, în Germania, în Belgia, deci...
fără suporteri care creează o atmosferă bună. Au fost așa cazuri izolate. Ok, cei care au greșit, am înțeles că au fost reținuți, o să plătească. Să plătească. De ce să plătească un oraș, un județ, oamenii, să plătească jucătorii, abonații care și-au luat abonamente, s-au bătut să-și cumpere abonamente și acum ce fac? Stau în fața televizorului și așa anul ăsta a fost greu. Deci a fost greu. Am jucat câte meciuri? 4 meciuri în deplasare, care erau considerate acasă, plus 2 meciuri de cupă. Eu sunt sigur că puteam să fim și în cupă mai lungă. Am jucat și cu Craiova, la Oradea. Poftim? 8 etape? Da, 8 etape. Enorm de mult. Și totuși suntem acolo. Bravo jucătorilor, bravo și conducerii, celor care s-au ocupat de, ca să organizeze, ca cei mici să vină la meci, să, bă, eu știu, să fie în siguranță. Și uitați, nici acum nu s-o opri. V-am zis că ăștia și până mâine, și la școală mâine tot strigă UTA. Incredibil, deci incredibil. Deci nu mi s-a întâmplat să văd așa atmosferă, creată de copii. Ați avut câteva nume importante pe tuș, adică rezerve, mă gândesc la Fabri, la Benga, la Cristian Mihai, chiar la Freitas. Da. Cum ați gândit primul 11? Nu, nume importante, pentru mine toți sunt importanti și v-am zis când, cred că înainte să înceapă play-out-ul, 90% din jucători au avut un an cu opțiune. Deci eu trebuie să iau o decizie legată de jucătorii care sunt aici și vreau să le dau la toți. Le-am și spus, astăzi au jucat 3-4 noi care au fost și Benga a dus greu, Fabri a dus greu, Marcelo a dus greu, Mihai a dus greu. S-au acumulat și oboseală din discuțiile care am avut cu ei și cu doctorul și am dat șansă la unii care au venit aici și care... Eu am încredere în ei, deci nu, la mine nu există titulare. Am un lot care, în momentul când le ofer șansa să joace, să o facă. Ca să vă întreb și de el. Ăștia n-au opțiune. Și Vulturare la sine. Se vede că încă n-are rim de joc, dar îmi place cum. Stă bine în teren. Se vede că are școala italiană. A avut așa niște, nu știu, niște faze la care a fost foarte stăpân pe el, adică se vede că are încredere că a jucat. A dat încredere și el și ăsta, Pedro, s-a văzut, deci știe, e jucător titular în echipa națională, nu e, dar el a înțeles situația de aici, că nu puteam să așa să-l introduc să joace și el n-are meciuri, el are nevoie de meciuri, dar prin felul cum a jucat astăzi, pe mine m-a asigurat. Eu știți cum sunt. Decât să, și eu, dacă aș fi conducător la o echipă, decât să aduc jucători care nu-mi joacă, cum am făcut cu cei tineri. Îi țineam aici, o să antrenau cu mine și îi dădeam la echipa de juniori loc. Și le-am oferit șansa să ducă să demonstreze că poate să joace. Unii s-au dus în Liga 3, unii s-au dus în Liga 2 și la sfârșit tragem linie și îi chemăm înapoi, că eu n-am nimic cu nimeni. Avem nevoie de toată lumea, mai ales ținând cont de regulă care o să fie la anul. Să fim neconcentrați mai mult pe jucătorii români și noi avem jucătorii împrumutați care s-au impus acolo. Și au calitate, deci o să fie bine. Deci, bine, l-ați titularizat, a jucat 80 de minute. Da, chiar a dus mai mult decât credeam. Am ezitat între el și Kevin, dar sunt mulțumit. Adică are cât 3 săptămâni și 3 săptămâni de când e aici. Se bate, o să vedeți că are și execuții, o să dea și goluri, că de-aia e atacant, de-aia l-am adus. Am și o posibilitate să joc cu două vârfuri, Tudor e de luni o să înceapă cu grupul, deci concurența e foarte mare. Și în atac, și în apărare, Chemar va semna luni, deci m-a convins de ce el o să semneze. Păpușă capitan în premieră, cum de? Da, am ezitat între Dani și Tibi. Da, și asta a ținut cont. Am ținut cont și de ăsta, cum îl cheamă, de Ibra, care a fost ziua lui, Pedro. Asta a fost un cadou, așa l-am oferit. Și s-au prezentat bine. Ibra, eram supărat pe el. Și încă mai sunt. Adică a făcut câteva greșeli care pe noi ne-au costat. Îl iert acum, cu golul ăsta îl iert, dar nu... Văzând rezultatele din primele etape ale play-out-ului, vă macină așa puțin gândul că nu veți mai putea juca pentru... Normal că te macină. În primul rând că n-am fost în play-off,
în primul rând, că și n-am gestionat, uitați, acum am gestionat bine, la meciul ultimul meci care l-am jucat la 2-2 n-am gestionat bine, repriza a doua. Deci s-au făcut greșeli mari și o echipă care are calitate și care, cum ai greșit, te poate taxa. Normal, în primul rând asta, regret că n-am fost în play-off. Și al doilea lucru, o decizie luată împreună, ținând cont de situație, am zis că nu e încă momentul să... Am vorbit... Suspendau și în Europa, așa. Poftim? Suspendau și în Europa. No, haide să o luăm pas cu pas. Am zis că îmi doresc să formăm o echipă, cred că arată bine, mai mult ca sigur. Putem mai mult. E adevărat că astea trei meciuri am jucat un pic la rezultat. Ne-a ieșit, Doamne ajută, și acum să pregătim meciul de vinerea viitoare. Iară la o oră grea și sper să jucăm cu suporteri. O să mai aibă loc de copii. Poftim? O să mai aibă loc de copii. Am zis că completăm cu doamnele. Adică doamnele care încerc scuze încă o dată, că a fost o glumă cu oarea, lăsați cratița, dați la bărbați să facă și ei o ciorbă și o tocăniță și veniți lângă echipă.